E haos total în filiala PNL Gorj de când la conducere a fost instalat interimar Gigel Știrbu, vicepreședintele la nivel național. Deși trebuia să organizeze alegeri în 60 de zile, acesta a propus dizolvarea biroului politic județean și a format un altul votat de conducerea partidului la nivel național în ședința de luni. În noul BPN au fost incluse însă, contrar statutului partidului, și persoane de la alte formațiuni care nu sunt membri ai PNL. Unul dintre componenții structurii de conducere votate de Biroul Politic Național este prefectul Cristina Cilibiu, care a recunoscut că face parte din BPJ, dar nu are încă adeziune la partid. Așa cum bine probabil știți, luni a fost o ședință prin care a fost dizolvat BPJ-ul și este validat un alt birou permanent județean, din care fac parte. Urmează ca în perioada imediat următoare să avem ședințe și să ne apucăm de treabă. Dar adeziunea v-ați depus-o? În momentul acesta vom avea o ședință în cadrul biroului permanent județean care a fost ales în ședința de vineri, numit în ședința de vineri. Și acum să vă depuneți și solicitare? Da. Deocamdată nu v-ați depus. Pe lângă prefectul de Gorj, au mai fost incluși în BPN și alți politicieni care nu sunt membri de partid, precum Marius Mănescu, directorul oficiului de cadastru pe care Ion Iordache l-a plimbat și pe la ALDE, dar și Laurențiu Sanda și Alin Cărăgui, care au plecat cu Ion Iordache la Forța Dreptei.